Un microbus de transport persoane și 3 autoturisme au fost implicate într-un accident în municipiul Arad. 9 persoane au fost rănite în urma impactului, dar mai multe despre întreaga operațiune ne spune doamna Ruxandra Klein, purtător de cuvânt ISU Arad. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu. Ce s-a întâmplat acolo mai exact? Deci în această dimineață, în jurul orei 7:45, pompierii arădeni au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident rutier în municipiul Arad, pe calea Aurel Vlaicu, în zona fabricii Integrara, în care au fost implicate un autoturism și 2 microbuze de transport persoane. La fața evenimentului s-au deplasat de urgență echipaje de salvatori din cadrul detașamentului de pompieri Arad, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și un echipaj Smart Team, iar în sprijin au intervenit și 4 echipaje SAJ. În urma accidentului au rezultat 12 victime, toate conștiente, cooperante și stabile. Acestea au fost evaluate la fața locului de către echipajele medicale prezente și transportate la spital. Între victime se aflau cumva și copii? Nu.